ați venit în atelierul meu, al nostru. De fapt, eu și Alina, ultima mea fină, din rândul de 5 perechi. Doamne, deci eu cos din clasa 5-a. Din clasa 5-a și cred că orice femeie are ascuns așa înăuntru ei mica pasiune de a, de a face ceva, de a modifica ceva, de a... La mine a fost dragoste la prima vedere. Eu când m-am văzut făcând primul șorțuleț la ora de muncă și al meu era cel mai frumos pentru că l-am făcut cu volănașe și buzunăraș. Și m-am uitat ca la maternitate, știi, te uiți și zici, oh, copilul meu e cel mai frumos, oh, dar cum așa? Și asta mi-am dorit să fac dintotdeauna. Nu e tot timpul cum ți le potrivești, cum și Alina, ea se ocupă cu ochii. Cu ochii, ea mi-a făcut ochelari mie și la tot neamul meu. Sunt asistentă și ucenic. Și PR de la atelier, da. Încerc. De 10 ani de când a avut primul atelier, Tania Popa și-a mai descoperit o mare pasiune legată tot de haine, însă de haine cu istorie. Devorez târgurile de vechituri și am o răbdare imensă să caut piesa aia. Deci piesa aia, nu vrei să știi ce am luat de la bătrânici, ce am cumpărat de la doamne în vârstă, care... Eu aș fi dat o avere pe lucrurile alea și le dădeau cu nimic, deci eu sunt înnebunită. Uite, de exemplu, asta era o rochie până aici, cu niște mâneci bufante largi și cu această broderie absolut superbă pe ea. Și eu când am văzut-o, am înnebunit. Nici asta nu era aici. Și am luat și am transformat-o și am fost la o premieră de film și aproape toată suflarea feminină a zis, wow, oh, dar de unde? De aceea și eu în gândul meu zic, Doamne, am dat-o nimica toată pe ea și am transformat-o eu și arată atât de bine și toată lumea. Asta îmi place mie, asta este marea mea pasiune. În rest, uite, asta e fustă făcută de mine, am fost penultima dată nașă în ea. Asta e să-ți arăt bluza mea cu care m-am căsătorit eu. Mă rog, știți povestea aia nebună? Da. Eram numai eu și bărbatul meu la stare civilă. Știu, o să râzi, dar uite, asta este bluza. Asta este bluza pe care am purtat. Eșarfa, adică. Nu, asta e bluza. Aici era prinsă cu o brușe frumoasă. Era asta era legat în spate. Sigur, aveam 10 kg în minus atunci. Și arătam foarte bine. Ăsta știu că îl iubește toată lumea. Și ăsta are o poveste fantastică. Am fost prima dată în New York și am găsit, tot așa, într-o dărăpânătură, o fufaică, că așa îi spunea, o fufaică lungă, bărbătească, imensă. Și eu când am văzut materialul ăsta am zis, oh, ce e asta? A, și rochia Alinei de mireasă i-am făcut-o tot eu. O rochie total atipică de mireasă. Uite, uite, scaunelul ăsta noi pentru voi l-am refăcut. Mă rog, aveam în gând, dar am zis, dacă veniți, era un scaun foarte vechi. Acest material, această bucată, eu am de vreo 15 ani și își aștepta... Exact, rolul aici, da, nu? Și uite și tu ce, toate covorașele sunt făcute de mama mea, am pe toate culorile, toate modelele și sunt făcute din resturile de la rochile pe care le-am făcut eu, adică sunt toate din mătase, voal, catifea și așa mai departe. Uite, asta e făcut de bărbatul meu și de mine. Asta este făcut de el, tot, de la început până la sfârșit. Dar voi sunteți așa, în familie pasionați de treaba asta. Da, este o pasiune nebună și acum uite și tu cât spațiu aici e. Asta este o catifea superbă. Mie îmi place catifeaua, dantela, voalul, mătasea. Fii atentă, acum mi-aduc aminte. Aici trebuia gen bluză populară, asta este croiul de la mânecă și am tone de schițe. Desenate, sunt nebunită. Tu desenezi? Da. Astea da. Sunt desenele tale? Da. Da. Și uite, dacă ridici tiparul ăla, acolo jos este roche pe care am făcut-o. Mai ridică-le, uite. Aia, da, aia a fost făcută. Aia atât sunt parele mele. Care pasiune e mai puternică? Teatru sau... Cu tot riscul, dar voi spune adevărul, teatru este meseria mea, serviciul meu, la care mă duc zi de zi, cartea mea de muncă, pensia. Pasiunea cea mai mare a vieții mele este asta. A doua pasiune este cântatul.
Iar actoria cu care mă știe lumea și mulțumesc mult celor care mă apreciază, a devenit meseria mea. Măruță, o să-ți fac un papion, vrei? Imediat, 2 secunde. Deci. Cătălin, acest papion, cu toată dragostea, l-am făcut pentru tine ca să te asortezi cu canapeaua ta drăguță când îți vin musafirii. Pam, pam. Mulțumesc mult de tot! Dați-mi voie să vă prezint pe creatoarea de modă, designerul, actrița și cântăreața celebră, artista de top național și internațional, Tania Popa. Vă rog! Arăți foarte bine, Tania. Mulțumesc mult de tot. Rochia asta e făcută de tine? În această dimineață. Nu pot să cred. Păi am zis dacă tu te-am desfăcut. Și ai făcut, Tania, când te-ai trezit. M-am trezit să-mi fac o rochie. Da, da. Deci asta este o rochie făcută de tine? Da, încă n-am terminat toate. Asta vreau să zic și eu, că pare puțin neterminată în partea din spate. Doar partea de jos e neterminată, n-am îndoit-o, dar arată bine și așa. A, da, e așa trebuie să fie, nu? Categoric, uite, așa trebuie da, să perfect, fie. Da, perfect, super. Da. Foarte. Mă rog, i-aș mai pune și la mâine ce elastic, dar asta altă dată par așa populară un bă, pic. Bă, dar nu vine să credești, tu faci și chestii de genul ăsta? Asta fac dintotdeauna. Dar uite, că nu știam treaba asta, eu credeam că doar cu teatru și cu... Încă nu știi multe despre mine. Te rog frumos să luăm un loc, haide, hai să dragă, luăm un loc. Tania. Vrei să te întinzi? Să, nu? Bine. Fii atent, am primit un mail de la o telespectatoare care, serios, întreabă dacă ai nevoie de croitoreasă. Pe bune? Da, de la atelier, pe bune. Păi bănuiesc că o să am nevoie la un moment dat. Eu vorbesc, oamenii au văzut materialul și vor să vină să se angajeze, adică, serios. Vă punem în legătură, stimată doamnă, acesta foarte este tare. Papionul, nu? Da, uite, vezi că se asortează cu canapea. Da, dar spune-le oamenilor unde să te contacteze, cum să dea de tine. Aoleu, pe Facebook. Pe Facebook, dar zile zici că ești așa... Tania Popa, păi este pagina asta... oficială de păi la... Păi nu de asta ne-a frică. Eu am arătat pasiunea mea, eu am arătat ce-mi place să fac. Pasiune, nepasiune, dar haide zi, deci Tania? Tania Popa, atât e pare. Căutați-o, doamnă, pe Facebook, dați-i mesaje da, cu da, siguranță. Da, doamna neapărat să mă caute, să-mi scrie mesaj acolo privat da. Și cu număr de telefon și ne auzim neapărat. Foarte frumos, bă, dar arată foarte bine rochia asta. Deci așa cât timp s-a luat să o faci? O oră 40. Pentru că la 9 trebuia să mă întorc înapoi acasă, să mă pregătesc, trebuia să plec în oraș. Da, foarte tare. Deci tu faci și chestii de genul ăsta. Uite, n-aș fi știut și n-aș fi zis chestia asta. N-ai fi zis după fața mea, nu? Nu, că adică mă gândesc că tu ai pasiunea asta. Adică să te apui, că ai timp de așa asta ceva. Asta am vrut să adică fac. Mi se pare că ești toată ziua la teatru, la televiziune, în proiecte și când mai faci așa ceva? În restul timpului. Noaptea. Și nu mai mergi la club. Da, nu mai merg la club. Am și foarfec aici, dacă vrei să mai facem ceva la rochie, să mă pot ocupa ceva, imediat. Să poți să tai. Dar cât costă o rochie de asta, de exemplu, dacă o faci tu? Da, serios, nu faci o afacere din treaba asta? Da. O rochie din asta depinde. Dacă îmi place foarte tare, foarte tare persoana, pot să-i o fac cadou. Da. O să dai faliment cu afacerile tale. Dar nu, sunt foarte generoasă. Civilizată. Sunt foarte civilizată, adică așa, pentru că e chiar o pasiune. Poți să... cine este curios să mă contacteze pe Facebook, papionul l-am făcut gratis. Va, de asta, mulțumesc mult. Altfel ți-aș fi cerut pe el, nu da, știu, atent, vine 2 cu... milioane. Este din material vintage de pe da. Scaunul meu. Da. Știi ce vreau să te întreb? Vine Halloween, nu? Da. Azi nu-i mâine, ca apoi mâine. Da. Și pregătești ceva costume de genul ăsta? Oh, da, am și făcut. Am și făcut costume de Halloween, de petreceri, de tot felul de ciudățenii, inclusiv costume de teatru am făcut. La ce două tare. Piese de teatru din Sibiu și în București, tot la două spectacole. Deci poți să faci și costume de Halloween? Categoric. Și dacă vreau, de exemplu, am visat eu așa un costum de Halloween cu un paianj în mare pe el, poți? Vai de mine, orice! Orice îți fac deci și poți să pui te un transform de la mare? Absolut. Absolut. Pe un costum cu tu nu înțelegi că pot să fac orice. Ce-ai? Băi, Greta, iar n-ați curățat, mă, grilele astea. Iartă-mă, mai cad, Doamne ferește. Stai, ce-ai pățit? Te mă, ce-ai pățit? Ferească Dumnezeu.
Doamne! Ce creator, nu, că mai... N-am făcut deratizare în weekend și au mai rămas pe aici, agățați pe la grile, pe la grile. Eu mi-am mai propus să nu mai vin la tine, dar am mai fost păcălit. Da. Bun, hai să mă pur și eu ca o doamnă, gata, nu, acum gata, nu e o problemă. Dați-l Greta afară de aici, stăm cu toate prostiile astea în platou. Doamne! Ia-uzi! Dar ce, te-ai speriat? Ia să vezi cum eu din greșeală mă ridic și fac, hop, ouleu, ce te-am călcat, iartă-mă, ce, bă, din greșeală, da, nu te superi. Ce-ai pățit? Hai că eu am zis cum o să fie de nu, Halloween, pac, costumul și paia în genul mare. Nu-mi plac gâzele astea mari și nici alea mici, nu-mi plac, îmi plac animalele. Am înțeles. Nu, asta, asta nu-mi plac. Nu-mi vine să cred. Adică chiar așa, uite, poți să iei un par cu apă, te rog, adică n-aș vrea să... Beau și eu, hai noroc. Mă rog, eu beau apă spre deosebire de tine. Tot apă, stai liniștit-o. Ar fi mers o țuică, stai drept. Și eu, care am zis să-mi fac o roche, mă duc la măruță, să-i fac un papion, să fiu drăguță și tu mă... Păi și n-am fost drăguț? Foarte drăguț, da. Bă, eu chiar cred că am fost foarte drăguț. E Halloween la urma urmei, nu trebuie să ne simtem și noi bine. O să dau sfoară în țară lumea care vine la tine în emisiune să fie cu ochii în patru sau eventual să mai vină cu cineva. Dar noi respectăm tradițiile aici, adică îți dai seama. Serios, dacă ți-e rău, poți să te și întinzi, Tania. Doamne, și eu care am zis chiar îți fac un costum de doamnă. Să știți că doamna Tania o să ne și cânte, oameni buni. Mă mai gândesc acum. Da. Da, bine, o să îți cânt. Mai aveam și niște schelești și niște șobolani, dar poți să-i las la locul. Nu, nu, nu. Poți să-i las la locul. Nu, nu, nu. Ultima aventură cu tine mi-a lăsat sechele lungi. Deci, atunci când ai pierdut la cutia minciunilor și ai băgat mâinile în niște viermișori. Da, mă, dar tu ești actriță, mi se pare că orice faci tu joci, știi? Adică nu, tu eu nu sunt cred om. Că... Da, da, uite, dar știi că actorii... chiar te-au trecut apele. Tu știi că actorii sunt foarte proști în viața de zi cu zi, adică nu pot să se prefacă să joace și... Mă rog, cel puțin din cât știu eu și eu, în primul rând. Oamenii de rând sunt mult mai creativi în viața de zi cu zi. Mai actori, da. Noi pe scenă ne desfășurăm și acolo. Okay. Foarte bine. Și el te place foarte tare. Să știi că mie mi-e foarte drag. Și mai ales când am auzit povestea aia, bă, s-a dus Tania la club, l-a întâlnit și apoi s-au și căsătorit imediat după prima noapte. Băi, foarte tare. Lasc, s-a plictit din lumea de povestea asta. Nu, dar ai spus-o într-un fel foarte frumos, să știi? Și ai spus-o într-un fel în care mi-am dat seama că dacă e vorba să existe suflete pereche, ele se găsesc indiferent de loc sau de timp sau de cât stau de povești sau așa mai departe. Dacă trece... Pentru că ești de 10 ani cu el. Sau de păi da, păi dacă trece piciorul, vii la nunta noastră, că facem 10 ani... Când e nunta? În primăvara asta, de 10 ani. Trece, mă, 3 săptămâni trebuie să stau cu el așa. Da. E pe roșu, crede, uite, e cu roșu, e cu semnalizat. A, bine, bun. E pe... Deci atunci, dar vezi că o facem pe malul mării, în Spania. În Spania merge, uite. E altă treabă, altă viață. E drăguț. Eu, zi tu, că ca să se vadă unde călcăm mânii. Nu. Te vezi? Da, eu zic că arată foarte bine, ca după ultima modă, pac. Ne asortăm, te asortezi cu rujul meu. Da. Haide să ne și cânti. Ce ne cânti? Uite că o să cânt o piesă care mie îmi place extrem de mult. Românească veche, îl ador pe Eminescu și piesele, respectiv piesele care s-au scris pe... Nu, nu, o să-ți cânt. O să-ți cânt și o să fii surprins că un pic am stilizat piesa pe lângă Plopii fără soți. Foarte frumos. Oameni buni, ea este celebra Tania Popa. Prietenă cu Tania Budi. Exact. Cu o roche superbă făcută în această dimineață într-o oră și 45 de minute. Angajează în același timp croitorese. Pe adresa de Facebook Tania Popa. Da, salariul este atractiv, de la 4.000 de euro în sus, plus bonuri minim de masă, plus carne de muncă. Carte de muncă și acum ne ieși și cânti, nu? Da. Ce da. Ne cânti? Doamne ajută, acum de la cât am țipat, dacă mai am voce. Am. Pe lângă Plopii fără soți. A, dar stai că ai venit, uite cu... Păi este Marian, este soțul Alinei din imagine, este ultimul meu fin. Salut, Marian. Și cu Marian cânt de foarte mult timp, de foarte mult timp. E singurul care îmi ține pasul, că eu improvizez. Dar ce tare, l-am văzut pe Marian, exact, că a venit cu microfonul, e live. Da, da, eu nu mă pricep să cânt playback.
Nu, ai, nu mi-e. Ai crescut în ochii mei încă o dată. Nu, dar nu pot încă. Eu, na, la. Băi, nu știu, ai venit cu... Serios, eu apreciez foarte tare chestia asta. Pentru că, uite, a trebuit să car după tine și o instalație. Păi și... dacă, da, dacă greșesc versurile, cum fac cu playback-ul? Că ții microfonul mai aproape așa de buze, da, nu se vede nimic. Da, las, dar așa, dacă le greșesc, mai improvizez. Mai. Ea este celebra Tania Popa și ne cântă live, oameni buni, după plopii fără soț. Sau pe lângă. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privii atât de des, o lume întreagă înțeles. Hello.